Bună ziua, bun găsit la știri, eu sunt Dan Gabor. După președintele Klaus Iohannis, astăzi a venit rândul primului ministru Florin Câțu să se vaccineze. Șeful guvernului s-a vaccinat în cadrul Spitalului Militar Central din București. Acesta a purtat un tricou pe care era imprimat un mesaj pentru toți românii. Împreună învingem pandemia. Premierul Florin Câțu este al doilea demnitar important care se vaccinează în cadrul etapei a doua începută pe 15 ianuarie. Acesta a purtat un tricou care avea inscripționat mesajul „Împreună învingem pandemia”. La final a declarat că este un vaccin foarte ușor și că în acest fel se protejează atât pe el cât și pe cei din jur. Chiar n-am simțit nimic, ca să-i spunem doamnei asistente, că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea cred că am avut și o reacție, la final m-am ridicat că nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu și, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Până în luna septembrie, premierul vrea ca peste 10 milioane de români să fie vaccinați. Câțu este optimist în ceea ce privește cererea de vaccinare, motiv pentru care a contractat 20 de milioane de vaccinuri, în așa fel încât ținta să poată fi atinsă. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu vom abate de acest obiectiv. Două, trei întrebări, dacă sunt. Despre platforma de înscriere, au fost mai multe discuții, adică n-ai atât de platforma. S-a reglementat? Se lucrează non-stop la platformă. Locurile sunt determinate și de numărul de vaccinuri. Eu repet, aș vrea să mă uit la mesajul pozitiv. Foarte, foarte mulți români vor să se vaccineze și, așa cum săptămâna trecută am contactat încă 8 milioane de doze, să mă asigur că avem, care vin din trimestrul 2, cum vor apărea și alte vaccinuri, vom lua mai multe. Capacitatea înseamnă cam 50.000 de vaccinuri pe zi și vom face acest lucru. Deci, este ținta noastră și ne vom ține de ea până în septembrie. În ceea ce privește decizia campaniei Pfizer de a reduce livrările de vaccinuri către Europa, Florin Câțu spune că nu există motive de îngrijorare. Doar o săptămână primim 80%, după aceea revenim, dar vor recupera. Deci ceea ce încetinește în perioada următoare va fi recuperat în săptămâna următoare. Deci nu este o problemă decât de o săptămână, dar Pfizer, ca să fie foarte clar, de ce a făcut Pfizer acest lucru? Pentru a recalibra capacitatea de producție și să avem acele 200 milioane de vaccinuri în plus în trimestrul 2. Deci este un lucru bun. Tot astăzi s-a vaccinat împotriva COVID-19 și fostul șef de stat Traian Băsescu. Acesta a ajuns la ora 13 la Spitalul Militar Central din București. Traian Băsescu a fost vaccinat la doar câteva minute după ce și premierul Florin Câțu a fost vaccinat în cadrul aceluiași spital. Traian Băsescu a ieșit din unitatea medicală după doar câteva minute, semn că totul a decurs bine. Acesta nu a făcut însă declarații de presă, iar imediat ce a ieșit de la vaccinare s-a urcat în mașina sa și a plecat. Românii par tot mai dornici să se vaccineze împotriva COVID-19. Potrivit Comitetului Național de Vaccinare, aproape 90% din locurile disponibile în primele 3 săptămâni ale etapei a doua s-au ocupat. Peste 300.000 de oameni s-au programat până acum. Gabriela Mihai are toate datele și ne aduce mai multe detalii. Bună, Gabi, te ascultăm! Am găsit la debutul celei de-a doua etape din campania de vaccinare. Au fost libere pentru programări 364.800 de locuri. Important de menționat este că cele mai multe dintre programări au fost deja făcute, astfel că până acum pe platforma pentru programările care se fac în cazul vaccinărilor s-au înscris peste 305.000 de persoane. Și mai important este că în capitală, de exemplu, au fost epuizate deja toate locurile disponibile pentru vaccinare în următoarea perioadă, mai exact peste 62.000 de locuri. Așadar, cei care sunt în aceste momente în capitală și își doresc totuși să se vaccineze pot face programări inclusiv în județul Ilfov. Important de menționat este că iată, foarte multe persoane intenționează să se vaccineze, iar până acum am văzut că au fost vaccinate 183.000 de persoane. Iar premierul Florin Câțu spunea ceva mai devreme că intenționează ca până în luna septembrie să poată atinge o țintă de vaccinare a 10.400.000 de persoane. Ce presupune acest lucru? Presupune că vorbim despre aproape
aproximativ 77.000 de vaccinuri care ar trebui făcute zilnic și asta în contextul în care am văzut până acum de la debutul campaniei de vaccinare, mai exact din momentul în care s-a făcut primul vaccin pe data de 28 decembrie, au fost făcute 183.000 de vaccinări împotriva COVID-19. Așadar, vom vedea până la urmă dacă această țintă propusă de premierul Florin Câțu va ajunge sau nu să fie îndeplinită în contextul în care, așa cum spuneam, ar trebui făcute zilnic peste 77.000 de vaccinări. Important ar mai fi și faptul că în aceste momente se mai fac în continuare programări în platformă pentru locurile rămase libere, însă pe de altă parte am văzut că cei din cadrul companiei Pfizer au anunțat că este posibil ca în perioada următoare să vină mai puține vaccinuri, iar asta pentru că am văzut ar vrea să facă o producție mai mare, iar pentru asta este nevoie de o producție mai mică în următoarea perioadă. De altfel, până acum în țara noastră au venit 5 transporturi cu vaccinuri de la compania Pfizer, adică aproximativ 460.000 de vaccinuri, iar luni urmează să vină următorul transport și dacă până acum au fost aduse 150.000 de vaccinuri la fiecare transport, vom vedea că luni este planificat un transport cu mai puține doze, aproximativ 90.000 de doze. 18.000 de utilizatori pe minut. Chiar am vorbit cu directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale și mi-a zis că este una dintre cele mai mari provocări din punct de vedere al unei platforme informatice. Practic, este peste platforma marilor hipermarketuri în perioadele de Black Friday. În prima oră alocate peste 100 de sloturi. Peste 100.000 de sloturi, ceea ce înseamnă 50.000 de persoane deja programate, pentru că o persoană își alocă prima doză și doza de rapel. Nu am toate datele, dar pot să vă spun că erau 200 de apeluri în curs la un moment dat. Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat motivul pentru care pe București nu mai sunt locuri de vaccinare pentru următoarele 20 de zile. La acest moment, noi trebuie să ne adaptăm, practic, ritmul de vaccinare în funcție de numărul dozelor pe care le avem disponibile, asigurând pentru fiecare persoană atât doza inițială cât și rapelul. El a explicat că practic în fiecare zi se vor elibera locuri. În București sunt 24 de puncte de vaccinare, ceea ce înseamnă peste 1.500 de persoane zilnic. Noi am pus în momentul acesta o limită de maxim 600.000 de locuri la nivel național pentru următoarele 20 de zile. Mm-hmm. Pentru că nu vrem să cădem nici în cealaltă extremă, în care să avem persoane care se programează și cărora să le spunem că nu avem doze. Scandal uriaș la poliția din Timiș. Un ofițer care și-a amenințat cu bătaia subordonații a demisionat după ce mesajele sale au ajuns în spațiul public. Sindicatul Europol a formulat o sesizare pentru ministrul de interne Lucian Bode, căruia îi prezintă comportamentul incalificabil al comisarului. Reprezentanții sindicatului Europol susțin că un șef din IPJ Timiș își tratează subalternii similar cu modul în care erau tratați deținuții politici pe vremea comunismului. Potrivit capturilor postate de aceștia în mediul online, în discuții sunt folosite numeroase amenințări și cuvinte jignitoare la adresa subalternilor din cadrul IPJ Timiș. Amenințările, hărțuirile și chiar violența sunt nelipsite din comportamentul și limbajul acestui individ abject. Pe numele său, Popa Ilie Alin, comisar de poliție care este șeful secției 4 poliție din Timișoara. Efectiv, am rămas consternați când am intrat în posesia acestor capturi din grupul de WhatsApp al secției 4 de poliție și ne întrebăm cu groază în ce mod li se adresează oare în particular polițiștilor, dacă pe un grup are un asemenea tupeu de golan, au scris pe Facebook sindicaliștii. Reprezentanții Europol au anunțat că au sesizat conducerea poliției despre incidentele din județul Timiș. Ofițerul de poliție și-a dat demisia din funcția de șef al secției de poliție, continuându-și activitatea pe o funcție de execuție din cadrul IPJ Timiș. Totodată, inspectorul șef a dispus efectuarea de verificări prin intermediul biroului control intern în vederea analizării situației de fapt. În funcție de rezultatul verificărilor, vor fi dispuse măsuri în consecință.
Sindicaliștii susțin că mesajul este adresat și ministrului de interne, întrucât aceștia consideră că s-a ajuns în această situație deoarece foștii miniștri de interne nu au organizat concursuri pentru funcțiile de conducere din poliție și au menținut la nesfârșit împuternicirile pe criterii exclusiv politice. Un avocat controversat din România se află în centrul unui scandal în Moldova. Pavel Abraham, fostul apărător al interlopului Bercea Mondialu, a fost trecut de Igor Dodon pe lista candidaților la postul de judecător CEDO din partea Republicii Moldova. Maia Sandu a decis însă să-l retragă pe Abraham în urma unor suspiciuni cu privire la integritatea sa. Fost chestor și inspector general al Poliției Române, avocatul Pavel Abraham a fost retras din funcția de membru al Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Abraham fusese pus pe listă de Igor Dodon, fostul conducător al Republicii Moldova. Maia Sandu a decis însă să îl retragă pe acesta pentru că ar exista unele dubii rezonabile cu privire la integritatea acestuia. În contextul concursului în desfășurare pentru funcția de judecător la CEDO din partea Republicii Moldova, doamna președintă a retras membrul desemnat anterior de către Igor Dodon în comisia de concurs, domnul Pavel Abraham, din cauza unor dubii rezonabile cu privire la integritatea acestuia. A scris pe Facebook Olesea Stamate, consilier prezidențial în domeniul justiției. Conform CV-ului, Pavel Abraham activează în calitate de avocat coordonator la SCA Abraham and Asociații din anul 2013. În perioada ianuarie 2001-februarie 2003, Abraham a exercitat funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul la Ministerul de Interne, iar în anul 1997, acesta a ocupat funcția de inspector general al Poliției Române la Ministerul de Interne. Avocatul a fost și șef al Poliției Române. Acesta a fost cercetat pentru complicitate la dare de mită în dosarul presupusului interlop cunoscut sub numele de Fane Căpățână, iar după trecerea în rezervă, Pavel Abraham a rămas în atenția publică prin mai multe scandaluri de presă, cum ar fi acuzațiile de implicare în traficul de droguri pe care i le-a adus fostului ministru de interne, Cristian David, și acuzațiile cum că ar fi coordonat o rețea de fraude în domeniul imobiliar, din care fac parte ginerele și vărul său. Protest inedit pe pârtia din Poiana Brașov. Activiștii de mediu organizează o acțiune pe schiuri pentru a atrage atenția noilor aleși cu privire la tăierea pensiilor speciale și salvarea pădurilor de la tăieri ilegale. Protestul are loc într-un decor de poveste pe pârtia de la Poiana Brașov, unde ninge și stratul de zăpadă este consistent. Inclusiv copiii s-au alăturat acestei acțiuni. Aceștia țin pancarte cu mesaje împotriva despăduririlor masive. Activiștii împart turiștilor veniți pe pârtia Drumul Roșu veste, măști și sticăre cu mesajul acțiunii Tăiați pensiile speciale, nu pădurile. Aceștia consideră că începutul de mandat pentru noi parlamentari și noul guvern reprezintă un moment prielnic schimbării. Ei cer politicienilor să își asume aceste priorități și să prezinte un calendar clar pentru aceste sarcini. De asemenea, un banner de mari dimensiuni va fi întins pe zăpadă într-un punct de maximă vizibilitate cu motoul acțiunii. Nuntă cu peste 300 de invitați în Tecuci, oprită brusc de polițiști. Agenții au descins și au oprit evenimentul care încălca regulile de protecție pe durata pandemiei. În același timp, tot în Tecuci, a avut loc și un botez cu zeci de invitați. Polițiștii l-au amendat pe patronul restaurantului. Evenimentul a avut loc într-un cunoscut restaurant din Tecuci. Peste 300 de nuntași au încălcat regulile impuse de autorități pe durata pandemiei COVID, fiind înghesuiți la mese de câte 10 persoane. Polițiștii îi vor amenda atât pe organizatorul nunții, cât și pe proprietarul salonului. În aceeași seară, tot în Tecuci, un alt eveniment asemănător a avut loc. Zeci de persoane au participat la un botez într-un restaurant din oraș, al cărui proprietar ar fi avut probleme cu legea în trecut, fiind condamnat pentru agresiuni sexuale. Imagini de la petrecerea ilegală au fost transmise live pe Facebook de mai mulți invitați. Oamenii legii au reușit să-l identifice pe patronul restaurantului, dar și pe câțiva dintre participanți. Și toți au fost amendați. Gafă de comunicare comisă de ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Acesta a recunoscut într-o postare pe Facebook că a evaluat parțial greșit platforma pentru înscrierea la vaccinare. Mesajul vine după ce, inițial, el anunțase că a reușit să-și programeze părinții pentru vaccinare fără a întâmpina probleme, dar a primit mai multe reacții negative din partea urmăritorilor săi. Tocmai mi-am programat părinții pentru vaccinare. Platforma a funcționat bine, e intuitivă. Vor mai fi disfuncționalități? Probabil că da. Nu voi veni niciodată în fața voastră să vă spun că totul este perfect atunci când nu este. STS lucrează în continuu pentru a rezolva probleme și pentru a îmbunătăți platforma. A scris ministrul Sănătății Vlad Voiculescu în mediul online. În postarea sa, acesta a lăudat felul în care funcționează platforma de înscriere pentru vaccinul anti-COVID-19.
Totuși, numeroși oameni s-au plâns că platforma nu funcționează, că a durat foarte mult până când au reușit să se înscrie, că nu este deloc intuitivă și că programul este plin de baguri. Așa că ministrul sănătății a revenit cu un nou mesaj în care recunoaște că a evaluat greșit situația. Se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să-i ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine și probabil pentru o parte dintre cei circa 190.000 de oameni care s-au programat cu succes a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore, iar pentru unii a fost pur și simplu imposibilă. Mai e mult de muncă, a precizat ulterior Vlad Voiculescu în aceeași postare. Platforma pe care ar fi trebuit să se înscrie românii încadrați în etapa a doua a campaniei de vaccinare s-a blocat vineri la scurt timp după ora 15, oră la care autoritățile anunțau că va fi disponibilă pentru programarea persoanelor peste 65 de ani, a celor cu boli cronice sau care desfășoară activități în domenii esențiale. Serviciul de telecomunicații speciale a precizat că blocarea nu a fost generată de numărul mare de accesări, ci a fost vorba de o procedură de actualizare pentru transferarea tuturor serviciilor de pe platforma disponibilă pentru etapa 1 pe varianta actualizată pentru etapa a doua. Accident teribil în județul Mehedinți. Un șofer a fost la un pas de moarte după ce a căzut cu mașina într-o râpă de la 40 de metri. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viață. Polițiștii vor stabili cauzele în care s-a produs accidentul. Accidentul a avut loc pe DN6 în zona viaductului La Balon, în județul Mehedinți, după ce un șofer a plonjat cu mașina într-o râpă adâncă de 40 de metri. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale și o ambulanță smurt. Șoferul era conștient și cooperant, suferind doar un traumatism la membru superior. A fost predat de echipajul smurt de echipajul SAJ. Polițiștii vor stabili cauzele în care s-a produs accidentul. Informare meteorologică de temperaturi extrem de scăzute până miercuri în toată țara. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că până la mijlocul săptămânii vom avea parte de nopți și dimineți geroase, mult sub temperaturile normale în această perioadă. Dar mai multe chiar acum aflăm de la meteorologul Mihai Timu. Bună ziua! Bună ziua! Cu siguranță, într-adevăr, traversăm deocamdată cea mai rece perioadă din această iarnă. Suntem la jumătatea ei. Iar acest lucru se datorează pătrunderii unui aer din ce în ce mai rece dinspre zona Câmpiei Ruse și peste partea de est a continentului, însă pe de altă parte să nu uităm că, așa cum spuneam, suntem în luna ianuarie, lună denumită în tradițional și luna lui Gerar. Prin urmare, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo încă de ieri, valabilă până în 20 ianuarie dimineața, în care se specifică că în acest interval vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților vom vorbi de ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi treptat și în celelalte regiuni. Prin urmare, temperaturile minime vor coborî frecvent sub minus 10 grade Celsius, aceasta fiind limita gerului, și se vor încadra în general între minus 18 și minus 8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei. Acolo s-ar putea chiar în noaptea de luni spre marți ca termometrele să coboare chiar și sub minus 20 de grade. Frig va fi și pe timpul zilelor, pentru că maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra în general între minus 10 și 0 grade, iar din loc în loc se va forma și ghețuși. O vreme deosebit de rece și în capitală, unde maximele nu vor trece de 0 grade, ele se vor încadra în general între minus 4 și minus 2 grade, iar nopțile vor fi cu minime între minus 12 și minus 8, mai coborâte în zona preoreșenească, sub minus 14 grade. Aceste cele mai scăzute valori le așteptăm pentru noaptea de luni spre marți. Așadar, ger de crapă pietrele, cum se spune în popor. Exact. Dar ce ne puteți spune despre precipitații? Mai ninge în țară? Or să mai fie trecători ninsoși slabe în majoritatea regiunilor, dar, cum am spus, vor fi cu caracter trecător și slabe cantitativ, nu vor mai conta, eventual să mai se depună 1-2 cm la nivelul țării, dar nesemnificative. Și pe alocuri vântul va mai avea unele intensificări, de exemplu în Carpații Meridional și de Curbură, în zona litoralului, prin nordul Moldovei sau sud-vestul Olteniei și acolo unde va bate, cu siguranță va spori senzația de frig. În capitală mai ninge? Văd că s-a oprit. S-a oprit, dar cam asta a fost, nu cred că mai așteptăm, condițiile de pulguială vor fi reduse în zilele următoare. Vă mulțumim tare mult pentru toate informațiile, a fost Mihai Timu, meteorolog ANM. Medicul care l-a ajutat pe primarul din județul Călălaș să sară rândul și să se vaccineze odată cu medicii a fost amendat. Doctorul spune că situația s-a produs în urma unei neînțelegeri, deși recunoaște că a fost primit la DSP Călălaș cu instrucțiuni referitoare la modalitatea de înscriere la vaccin.
Un primar din Călăraș și-a făcut propria strategie de vaccinare. Edilul localității, Alexandru Dobescu, Nicolae Eremia, aflat la al cincelea mandat, s-a vaccinat împotriva COVID-19, deși nu făcea parte din prima etapă de imunizare. Acesta fusese programat de un medic de familie din județ. El a postat o fotografie din momentul vaccinării pe pagina sa de Facebook cu mesajul "Responsabilitate, prima doză de vaccin". Medicul care a efectuat programarea online spune că situația s-a produs în urma unei erori de înțelegere a instrucțiunilor primite de la DSP Călăraș. Primarul a declarat însă că vaccinarea lui a fost posibilă în urma retragerii unui asistent medical de la dispensarul din comuna sa. Mi s-a spus că eu nu pot să-l fac acum, că nu mă încadrez. Și am zis că dacă există posibilitatea și rămâne vreun vaccin, pot să stau să mă vaccineze și pe mine. Și a rămas. Și m-am vaccinat, a spus edilul. În urma faptei sale, medicul a fost sancționat de Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș cu suma de 5.000 de lei pentru nerespectarea programării categoriei populaționale aferente etapei 1 de vaccinare împotriva COVID-19. Ministerul Sănătății atenționează că nu avem încă suficiente doze de vaccin pentru toți românii, astfel că este important ca în a doua etapă a vaccinării să dăm prioritate bătrânilor, persoanelor cu boli cronice și lucrătorilor din domenii esențiale. Cea de-a treia etapă, destinată populației generale, ar urma să înceapă în aprilie. Intervenție ca în filme la Botoșan pentru prinderea unor contrabandiști. După ce șoferul a refuzat să oprească mașina, oamenii legii au tras mai multe focuri de armă și au pornit în urmărirea autovehiculului. În localitatea de frontieră Silișcani, polițiștii au vrut să oprească pentru un control o mașină înmatriculată în România. Însă conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de polițiști și și-a continuat drumul în mare viteză spre Botoșani. Forțele de ordine au pornit imediat pe urmele mașinii. După aproximativ 3 km în apropiere de localitatea Victoria, contrabandistul a pierdut controlul volanului. Mașina a ricoșat într-un alt autoturism. Atât șoferul în vârstă de 37 de ani, cât și pasagerul de 48 de ani au abandonat autoturismul și au fugit. Pentru reținerea celor doi bărbați, polițiștii au folosit focuri de armă în plan vertical. Autoturismul și cei doi bărbați au fost duși la sediul instituției. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit 5.400 de pachete de țigări care urmau să ajungă pe Piața Neagră din România. Făptașii au declarat că au preluat autoturismul încărcat cu țigarete provenite din contrabandă de la un concetățean. Aceștia doar urmau să îl transporte până în localitatea Botoșani contra unei sume de bani. Polițiștii de frontieră efectuează acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Împotriva celor doi bărbați a fost depusă măsura reținerii în arest pentru 24 de ore. Pârtia Păltiniș din județul Sibiu a fost plină și în acest weekend de turiști dornici să practice sporturile de iarnă. Cu mic, cu mare, oamenii au venit încă de la primele ore ale dimineții să se distreze pe cea mai înaltă stațiune din țară. Aglomerația și-a spus și de această dată cuvântul, însă oamenii sunt mulțumiți de zăpada bună de pe pârtie și spun că vor profita din plin de vremea frumoasă de afară. Iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt și în acest weekend stațiunile montane din țară. Nu-mi prea vine să plec de aici. Nici copiilor mei nu le prea vine să plece de aici, dar ce să facem, asta e. Ei ne obligă să plecăm acum, COVID-ul cu astea, nu avem ce face, nu avem de lege. Tensiunile între administrația Trump și Iran continuă chiar și în ultimele zile de mandat. Statele Unite au aplicat noi sancțiuni unor persoane și entități din Iran în cadrul strategiei de creștere a presiunii asupra regimului de la Teheran. Secretarul de stat american Mike Pompeo a transmis că noile sancțiuni au legătură cu companiile de shipping iraniene și unele entități legate de proliferarea armamentului convențional. Pe lângă entitățile iraniene, vizate de sancțiuni au fost și 7 companii din China și Emiratele Arabe Unite, acuzate că au făcut afaceri cu liniile maritime ale Iranului. Oficialul a mai transmis că persoanele și entitățile care au transportat în mod conștient materiale pe care Departamentul de Stat le consideră utile pentru programul nuclear, militar sau balistic al Iranului, vor fi de asemenea vizați de sancțiuni din partea Statelor Unite. În timpul mandatului său, Donald Trump a încercat să forțeze mâna Teheranului pentru a rediscuta termenii unui tratat privind programele sale nucleare și de rachete balistice, precum și activitățile sale în Orientul Mijlociu. În 2018, Trump a retras Statele Unite din tratatul nuclear semnat în 2015 și a reimpus sancțiuni asupra Teheranului. Achiziție uriașă făcută de cel mai cunoscut om de afaceri. Bill Gates, al patrulea cel mai bogat om din lume, a cumpărat în secret peste 240.000 de acri de teren agricol în Statele Unite, transmite Forbes. Gates a devenit astfel cel mai important agricultor din lume.
Bill Gates, a cărui valoare netă se ridică la aproape 121 de miliarde de dolari, a construit un portofoliu masiv de terenuri agricole în 18 state. Cele mai mari terenuri ale sale se află însă în Louisiana, Arkansas și Nebraska. Pe lângă toate acestea, cunoscutul programator mai deține și o participație la 25.750 de acri de teren tranzitoriu în vestul orașului Phoenix. Achiziția îl face pe omul de afaceri cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole din America. Potrivit cercetătorilor de la The Land Report, terenul este deținut direct și prin entități terțe de vehiculul personal de investiții al lui Gates, Cascade Investments. Bill Gates este cunoscut pentru promovarea agriculturii. În 2008, Fundația Bill și Melinda Gates a anunțat subvenții de 306 milioane de dolari pentru a promova agricultura sustenabilă, cu randament ridicat în rândul micilor fermieri din Africa subsahariană și Asia de Sud. Donald Trump vrea ca Air Force One să-l conducă pe ultimul drum de la Casa Albă. Președintele în exercițiu urmează să părăsească Washingtonul săptămâna viitoare, odată cu încheierea mandatului său, însă nu în orice mod, ci cu nava prezidențială. Miliardarul republican refuză să-și părăsească reședința prezidențială ca orice om de rând. El plănuiește să plece cu elicopterul din grădina Casei Albe și să decoleze spre Florida de la baza militară Andrews, din Maryland, acesta fiind ultimul său zbor la bordul navei prezidențiale. Potrivit presei americane, Donald Trump nu se mută singur în Florida. Fiul cel mare al președintelui Donald Trump Jr. și prietena acestuia, Kimberly Guilfoyle, au început să-și caute o nouă locuință în Palm Beach, în timp ce Ivanka Trump și Jared Kushner și-au cumpărat recent o bucată de pământ în același stat. Între timp, la Washington au loc pregătirile pentru depunerea jurământului noului președinte, Joe Biden. Donald Trump, care s-a luptat din greu până în ultimul moment pentru răsturnarea rezultatelor, a anunțat că nu va fi prezent la ceremonia de învestire. Anul acesta, ceremonia de inaugurare a noului președinte va avea loc în condiții speciale din cauza pandemiei. Doar persoanele acreditate în mod corespunzător vor avea voie în zona în care de obicei ar fi trebuit să se adune susținătorii președintelui. Reapar tensiunile între Washington și Moscova înainte de învestirea lui Joe Biden în funcția de președinte. Rusia a anunțat că a inițiat procedurile interne pentru retragerea din tratatul Open Skies, ca reacție la decizia similară a administrației Trump. Anunțul a fost făcut de ministrul rus de externe. Potrivit agenției TASS, acesta a transmis printr-un comunicat că țara sa se pregătește să iasă din tratat în contextul lipsei de progres în eforturile privind determinarea viitorului acestuia. Oficialul a criticat SUA pentru perturbarea echilibrului de interese între participanți și pentru subminarea rolului tratatului în garantarea încrederii și securității. Statele Unite au anunțat încă din luna mai a anului trecut că se retrag din Open Skies, un tratat semnat cu alte 30 de țări, printre care se află și România. Administrația prezidențială a acuzat la vreme respectivă Rusia pentru încălcarea acordului. Decizia Washingtonului de a ieși din tratatul Open Skies a stârnit reacții puternice din partea președintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat atunci că mișcarea va deteriora securitatea pe plan mondial. Jens Stoltenberg a făcut apel Rusiei să respecte în totalitate prevederile tratatului, astfel încât SUA să nu se mai retragă, însă rugămintele au fost în zadar. Tratatul Open Skies permite efectuarea curselor aeriene de supraveghere pentru promovarea încrederii la nivel internațional. După ce a reușit să deblocheze relațiile cu România și cu Ucraina, Maia Sandu vrea să treacă la următorul nivel. Noul președinte al Republicii Moldova a transmis că își dorește ca țara ei să se apropie din nou de Uniunea Europeană și de valorile sale. Dorim să relansăm procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin reforme democratice și economice care să transforme Moldova într-un stat european. Declarația a fost făcută în contextul în care noul președinte moldovean urmează să efectueze o vizită oficială la Bruxelles. După ce relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană s-au deteriorat considerabil în timpul mandatului predecesorului său, Maia Sandu a reamintit că UE a înghețat în 2018 o mare parte din asistența financiară pentru Republica Moldova din cauza abuzurilor nedemocratice ale Chișinăului. Noul lider de la Chișinău a vorbit și despre relațiile cu vecinii săi, România și Ucraina, cu care speră să construiască un cerc de încredere care să aducă beneficii tuturor. Cu România am convenit să edificăm mai multe conexiuni, poduri și proiecte comune care ajută la consolidarea Republicii Moldova ca stat, dar și ne-ar permite să ne ancorăm în Uniunea Europeană.